Ziua 77. Adevărul nu este ceva ce trebuie obținut. El este deja în noi. Noi suntem adevărul, cel care caută și cel căutat. Dar noi continuăm să-l căutăm în toate direcțiile. Nu-l vom găsi nicăieri. Prin urmare, singurul mod de a-l găsi este să te așezi în tăcere și să privești în interior. Nu este vorba despre a face ceva, ci mai degrabă despre a nu face nimic. Când te afli într-o stare de non-facere, profund relaxat, adevărul se întâmplă de la sine, iese la suprafață. A fost tot timpul acolo, numai că tu nu ai fost acolo. Întâlnirea nu are loc decât dacă și tu ești în tine însuți.